el te așteaptă pe tine la București peste o lună, maxim la începutul verii. O să mergi personal după care. Avem istoria. Wow! Nu a venit. Hai să fac eu poze de Instagram. Cine este Grigore Vieru? Grigore? Un fotbalist. Ai curcat! Mihai Minescu și un fotbalist. Salutare la toți și bună dimineața! Astăzi avem în casă o omagiată și cum credeți, cine e omagiată astăzi? Flocoasa aceasta? Nu, avem o altă flocoasă sus, care deja ne așteaptă. Ea s-a trezit și ne așteaptă pe noi ca noi să venim să o felicităm. Deci, Sofia noastră astăzi împlinește 12 anișori. Haideți să ne scrieți în comentarii felicitări pentru Sofia. Ea sigur o să le citească. Și noi acum mergem să o felicităm de dimineață. Așa, numărul să punem. Este, merge. Și haideți cadourile le luăm cu noi. Wow, am aici o valiză. Asta o să o aprindem sus. Mergem? Mhm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Sofia să trăiască, Sofia să trăiască, la mulți ani. O dorință ți-ai pus? Da. Mare? Gata, să pun. Bravo! Super! Deci acesta este tortul tău de dimineață. Seara va fi unul... poate nu va fi. Cine știe? Ce ți-am pregătit noi ție? Deci, haideți, Michelina, cu darurile, care vrei eu primele să le deschid, de la mic, de la mic la mare. Haideți să vedem. La mulți ani, apropo, și haide 12 ori să o tragem de ore. Noi deja am felicitat-o astăzi ca tare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Am zis că e flocoasă. Hai, deschide. Ce ți-a pregătit ție, Nicolas? Ce e asta? Cine este asta? Lisa. Lisa? Asta e preferata ta? Da. Deci Lisa eu din Blackpink. Eu i-am spus. Și? Ce mai e acolo? Gata. Ceva mai era. A. Și un inel cu emoji foarte frumos. Wow. Nicki merită un pupic. Așa, următorul. Așa, astea sunt de la Sara. Ia, mi-i faci gălăgie tu, mine. Astăzi a făcut și ea baie, s-a pregătit de ziua să fie focoasă și ea. Trebuie să îmbrăcăm în ochii. Ce sunt astea? Unghii. Manicură pentru Sofia. Așa, sunt niște cuturi cam lungi. Cine le-a ales? Sara, tu le-ai ales? Ai, 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 pentru vară. Ai, doar. Ai. Și ce mai ai tu? Ce este? Cu ce scrie? Blackpink, Lisa și cu autograf. Când se va termina mania asta de obsedarea asta de Blackpink, nu știu ce. Deci până când fetele încă sunt fane. Și încă o felicitare. O felicitare de la Sara. Putem citi sau nu? Da. Da? Fie ca cele mai frumoase binecuvântări ale lui Dumnezeu să se răsf-
frângă asupra ta și a zilei tale de naștere. La mulți ani! Wow, ce frumos! Unde ai copilul acesta? De la școală. Haideți, pupați-vă și voi între voi și să trecem la următoarele cadouri. Din start zicem, noi cu tata ți-am pregătit un cadou mai deosebit, mai special, care, după cum știi, am fost acum la Iași, dar, din păcate, nu am putut face rost de acel cadou și el te așteaptă pe tine la București, peste o lună, maxim la începutul verii. O să mergi personal după cadou. Nu, oricum, este aici cadou. Aici este cadou. Da, tot cadoul foarte cel bun. Mai mare. Cel mai, da, important. O să mergi deja după el în România. Hai, deschide să vezi ce ai aici. Această valiză tu ai văzut-o când da. I-am procurat-o. Deja ce este în interior, deschide. Să-ți luăm cosmetică pentru tine. Acesta este pentru față, pentru curățire. Acesta este apă micelară și acesta este o cremă. O cremă pentru pielea problematică. Sofia are pielea un pic deja cu vârstă problematică. Și asta este un antiperspirant fără aluminiu, i-am luat Sofie. Hai, arată pe toate, toate care le-ai ce ai pe aici. Asta este un... este o ojă. Ojă, doar înseamnă, atent. Cu inelul Nicolas. Da, da. Amici. Doar pentru vară, pentru că când la școală sigur nu mai folosești. Așa. Așa, unde ar trebui să o deschidem. Este o paletă. Ca să te machiezi. O să fură la Sofia. Iată așa, paleta asta un pic, dacă nu greșesc, e cu două nivele. Da. Da? Da. A, iată așa. Deci aici sunt rujuri, aici scrie chiar lip gloss, lip cream, multi-lip cream, concealer, highlighter, deci și acestea sunt, Nicolas este foarte entuziasmat de tot ce facem noi acum. Și am ales așa nuanțe pentru vârsta ta. Nicolas, nu ți este interesant cu noi, nu? Te-ai plictisit? Așa, ăsta este un parfum micuț care l-am primit cadou atunci când ți-am luat cosmetica. Și aici ai un ruj de la Dior, practic transparent. De ce nu se deschide? Pentru că e nou, cred. Așa, ruj. E practic transparent. Știu. Iată, și aici încă mai e ceva. Hai să spui așa noi. Ce? Nu, nu e ce, ce, nu e de asta de care am eu, dar tot e foarte super. Iată, vezi? E cu sclipici. Iată așa ceva, iată. Vezi? E cu sclipici, mult cu sclipici. Și cam atât, deci, noi vă lăsăm pe voi să vă faceți frumoase, să vă aranjați, să vă îmbrăcați, dar noi cu tata avem multă treabă și așteptăm oaspeți. Haideți, strângeți toate, toate cadourile, aici poate nu mai nimic mai mult. Și haideți la treabă, scrieți felicitări pentru Sofia, la mulți ani! Să vedem, jos să văd asta. A, tu parfum te-ai dat, nu? Da. Un miros așa plăcut. Și eu sper că am reușit să facem ceva. Bine. Nu, nu se prea. Ești o iță și exact ca la o iță. Este exact ca la o iță. Și la sara exact așa. Iată. E bine. Scuze, te rog. Ai, 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 ai. Așa. E bine, acușile mai pieptonați și se desfac și o să fie super. Gata, spor la treabă nouă! Arătăm și decorul nostru. Nicolas a zis că eu am vrut să duc asta, tortul acesta micuț
cu lumânare și noi nu i-am dat și el s-a supărat și iată acum am aprins încă o dată lumânarea. Bravo! Toți bravo! Poftă mare, am luat câte un tortuleț din ăsta micuț pentru fiecare, dar eu mă apuc acum să fac piniata Sofiei. Am aici dulciurile, deja am luat de Paște și mai sunt încă. Am luat astfel de ouă, puișori, ce mai am aici? Am aici iepuraș din ăștia, mai am încă ouă, încă buburuze. Acum le punem toate aici și reparăm fuguța piniata. O repar eu, dar voi mergeți să vă îmbrăcați și să vă pieptănați. Da, da, da. Am pregătit cartofii, acum și o să le punem la cuptor. Aici am creveții fierți, am făcut deja căpșuni în ciocolată. Și aici am legumele deja coapte. Și Sara m-a ajutat, ea aici a șternut fața de masă, a pus farfurile, deja urmează să pună farfurițele, cuțitele, deci ne pregătim foarte repede pentru că în scurt timp o să vină oaspeții. Piniata nu am putut să o fac. Deja am rugat-o pe Cristina să-mi aducă pistolul din ăsta cu silicon pentru că Sofia l-a stricat pe cel pe care l-am avut și acum nu am putut face nimic cu el. Și deja o să fac cu oaspeții, o să fac piniata. Eu merg la treabă și tu mergi afară să faci treabă. Da. Bravo! Bine ați venit! Mimi, gata, Mimi, am trei spigări. Adică am zis, Mimi! Și n-ai spus că facem stilul disco și oaspeții să-l mai pregătesc ca noi. Noi am pierdut battle-ul acesta. Voi ați venit chiar în stil disco, disco. Serios? Noi, da. Noi, nu, nu, ne-a părut că noi tot, da, comparativ cu voi, am noi. La mulți ani. Ți-am cumpărat un Tetris. Bine, așa trebuie. La mulți ani, cupă. Mulțumim. Ce nu, Sofia, n-am înțeles, sunt scuze. Блоски, 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 пентру, пентру абонати, блоски, блоски, это скрипич. Да, ундева, но я вем ундева, ещё роли, патру. Май приготиться. Май приготиться, как бой. Și să aduci numai bucurii părinților. Și toate visele să se îndeplinească și să fii mereu, mereu așa bravo. Mulțumesc! La mulți ani, mulțumesc! Fata voastră mare, deja impresionată. Foarte tare. Și tata, noi... Uite, eu nu mă așteptam la voi. Nu știu, mai așteptam. Sofia, nu te încurcă aceste unghii? Nu. Poftă mare copii! Nicolas a insistat să stea lângă Ariana. Fără ea nu place, da. A început să plângă fără Ariana. Poftă mare! Poftă mare! Bravo! Sofia poate să nu mai folosească furculița, are unghii? Da. Ia mai încă o dată! Ia, încă o dată. Igienic. Okay. Ați dat o minge la vecini? Da. Care? A, v-a întors-o? Okay. Bravo. Sofia, dacă faci așa la fotbal, apoi... Apoi rămâne fără mingele ceu, da? Apoi da, rulă-s-o, da. Dar dacă se bagă la minge, trage un șut. Dar eu dacă iau, trage pișor și mă închepă că-s bolnașul de astea. Se duc la fotbal. Hai, trebuie
Dariana, unde-i cu băieții? Sau de aici. Deci noi ne-am așezat deja la masă. Poftă mare la toți! Mulțumim! Iată, așa, pornește muzica. Cu jos să fii mai vesel. Hai, Ari, 1, 2. Nu da. Așa, facem o provocare. Extragem câte un de ăsta ușor, capsulă, da, și extragem numele celui care o să-ți dea ție provocare. Cine îndeplinește provocarea primește o surpriză. Provocare și provocare? Da, o să aveți o provocare. Poți chiar și tu, Alex, să-i dai provocare lui Nicolas. Gândește-te la o provocare. Lucrează. Hai, Niki. Tim. Două provocări, hai, Nicolas. Du-le mai repede. Hai. Una este. Haide să ne uităm de la cine e provocarea. Provocare de la... Nicolas, primește o provocare de la Sasha, deschide. Nu știu. Sofia! Îi dă o provocare lui Nicolas, hai. Fuga, gândește-te. Urce. Poți să spun în ureche. Hai la ureche. În ureche. Ceva mai ușor. Da, hai. Cucuribuci. Hai, Niki. Hai. Vrei surpriză, vrei da, cadou. Vrei. Hai. Nu, până să vedem Ariana ce o să facă. Hai și Ariana o să vedem ce o să facă. Hai. Niki. Sau ne spui o poezie. Hai, cucurigu. Hai, fă așezări. 3 așezări faci. Până deci, Niki se pregătește, da, între timp trecem la Ariana, până când Nicos. Așa, câte provocări o să aibă Ariana? Nu știu. De la cine? Un albastră. O provocare, așa. De la... Un nume, adică, da? De la cine? De la, poate de la Niki? Poate... Da sau nu? Sara! De la Sara! Așa. Ce provocare? Nu am văzut. Ține cadou. Să crești mare. Hai, următorul, Cristi. De la iepuraș? Cristi e pregătit. Da, el s-a antrenat. Mhm.
Galbenuș, da. Nu un puișor. Ce-ți vine, mă, puișor? Da? Și provocare de la... Niki. De la Niki? Nu știu. De la Niki. Da, poate de la Ari. Să nu o rupem așa. Că nu știu n-a să despăt. Te ajut. Nu, lasă-o. Niki! Niki! Niki, dă-i o provocare lui Cristi. Dă-i la urechiuș. Hai la urechiuș, spune ce să facă Cristi. Așa, provocare de la Nicolas pentru Cristi. Trei cercuri spate. Da, alergi așa trei cercuri aici. Așa, este unu. Doi, nu, și trei, bravo, ai îndeplinit, așa, premiu, bravo, hai, seara. Есть? О, есть. У Ари де ла чиня. Де ла Ариана. Ей! Есть. Дела. De la cine? De la Eugenia. Alex! De la Alex! O provocare de la Alex. Ia să vedem. Ra-ta-ta-ta! Ra-ta-ta-ta! Alex, hai! 10 așezări. Hai! Dacă nu îndeplinești, nu primești cadou. Nu vreau cadou. Nu vrei cadou? Ce voia foarte. Hai să răspund. Nu! Sara! Nu vrei cadou? Nu vreau. Hai încă una. Dacă nu îndeplinești nici asta, chiar nu primești cadou. Hai Alex, încă una. 10 așezări. Stai. 10 așezări. 1, 2, 3. Stai pe loc, tu fugi. 4, 5. Hai, 6, 7, a venit ambulanța, 8, hai, 9, 10, ura! Și amici după premiu. Așa, ale Alex, sper să-ți cadă o provocare de la Sofia. Așa, piniata. Cine primul? Da, haideți odată, da. Poși, Nicola, să-și ia viteză, luați seama viteză, iată, de piscări. Mimi, am pușcat. Nu, deci nu-i bine, acuși de la pian viteză să ia. Luați seama că o să fie prea mare viteză. Așa, următorul, cine? Hai, Niki, la o parte. Ariana, fără viteză. Așa, hai, Cristi. Așa, la o parte. Periculos. Hai. Sara! 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 Nu vrea. Sara e cu patru. Așa, hai, tu-i slab. Hai, Niki. Gata, hai, Ari. Reason. Sometimes the truth is hard to see, but never ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky. Yay, Guna, hi, Sofia, yay! Hurra! Ia, bă,
Eu l-am vrut bubuluz. Uite, da! Cât mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Sofia să trăiască, Sofia să trăiască la mulți ani. Nușca? Nușca, nu-ți faci mă gândă. Da? Nușca. Nicolo, se tău. Mai încerc fetiță. Eu. Ză copii, vineți la macaroni. Copii! Copii! Nimeni nu vrea. Hai, cine vrea foarte gustos. Macarena, dar eu nu știu cum e o macarena, dar... Macarena, macarena. Super, super. Hai, Niki. Adă super, super. Că ești numărața, fac pentru toți. Mama, tu ești copil. Da, să fie foarte gustos. Macaron. Cum e? Super, astea sunt bune foarte. Am tăiat tortul, arată foarte bine. E gustul Red Velvet. Așa, a venit încă o farfurie. Am mai trecut un an. Wow, ce mi-ai stelă jintă aici? Ce zici tu? Du-te și te plimbă, băiță, du-te și niște gemuci. Ești prea mic. Hai, când ești mâncă mare cu bălețe. O, da, e așa. Doare sufletul. Da, și eu.
Я же принцесса! I need the boy. Grigore Vieru.
фотболист. Ай, куркат! Нехай меня спишь, он фотболист. Нехай меня спишь, он фотболист. Дорогой Диеру, если он баскетболист. Да, Роналду, если он скритор. Стай, треба сам тебе профессором. Да, ре. Да, на профессоре де лима română, вы știți, чине есть Роналду? Ну? Nu, cine este Ronaldo? Eu nu știam. Când nu ești român? Este un scriitor. Este un scriitor, poet și academic. Portughez. Dar Messi, trebuie să mi-mi amintesc. Un cântăreț foarte bun. Muzicant. Și stai, ce scrie aici? Înțeleg. Este un... Ronaldo? Cine? Nu știu, mă. Deci, Ronaldo este un scriitor portughez. Și ce poezie a scris Ronaldo? Ce te legi în codurile? Ce te legi în codurile? Eu mi-am gândit, ce te legi în codurile? Copii, putem să plecăm, profesoara nu vine! Da! Te mă duc în cantină. Bună idee! Bună idee, domn Palme! Mergem cu Mimi să petrecem oaspeții. Așa. Și cu toții. Da. Da, și vouă vă mulțumim mult. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Cam atât petrecerea noastră de astăzi. Am sărbătorit, am petrecut oaspeții și să punem nota 10 pentru familia Portnoy, pentru că au fost cei mai stilați astăzi. S-au ținut cel mai bine de dress code. Și iată, Gucci ne așteaptă aici. Noi intrăm, urmează acum să strângem masa, să strângem tot și să ne pregătim de școală pentru mâine, școală și grădi. Iată, avem aici multă treabă. Da? Mâncați bomboane, gata, ajunge. Simți rău? Da? Sara se simte cam rău. Cam atât, ți-a plăcut ziua ta? Mm-hmm. Da? Zicem la toți, mulțumesc că ne-au urmărit, mulțumim foarte mult pentru felicitări și pa, pa! Pa! Până data viitoare, pa!